Echipa pregătită de profesorul Gheorghe Tadici va disputa mâine în Cehia de la ora 21 returul din Cupa EHF în compania handbalistelor de la Banik Most. După un joc foarte bun în jocul dur de la Zalău, elevele lui Tadici s-au impus la o diferență de 7 goluri, 28-21. Părerea mea că nu sunt suficiente, după experiențele pe care le-am trăit în anii anteriori, 7 goluri nu sunt multe. S-au întâmplat minuni și 10 goluri au fost întoarse, deci nu, o să mergem să câștigăm și acolo. Managerul zălăuan Gheorghe Tadici speră să-și recupereze jucătoarele după oboseala acumulată după partidele cu Baia Mare, Banik Most și CSM București din ultimele 7 zile și să obțină calificarea în turul următor. Trebuie să remarc faptul că de săptămâna trecută, în 7 zile, am disputat 3 jocuri. Începe să mă îngrijoreze, practic, jocul de sâmbătă, un alt joc, la fel de dificil, ați văzut... Jocul tare pe care îl fac în apărare l-au făcut aici, ne așteptam acolo la un joc foarte tare și sigur presărat cu utilități. Noi avem jucătoare ceva mai uzate de competiții și refacerea va fi foarte, foarte grea. Partida retur dintre Banik Most și HC Zalău se va desfășura în orașul ceh Most și va începe la ora 21.